Eu vin din Galați, acolo m-am născut, acolo am crescut, acolo mi este familia, dar mama mea care este aici cu mine și are rădăcinile aici, la dumneavoastră, este din Comănești. Mă rog, s-a căsătorit la Galați și mai vine din când în când pe aici prin zonă că mai are rude, așa se face că un nepot de-al ei, un verișor de-al meu, a dus-o din Dofteana unde a petrecut ceva din ziua aceasta, și apoi, imediat după slujbă, pornim spre casă. Sunt căsătorit, avem trei copii, doi băieți și între ei o fată, zicem noi, pentru a fi bine protejată. Toți sunt aitiști copiii noștri. Cel mai mare ne-a îmbogățit, ne-a făcut bunici și experimentăm de câțiva ani ceva superb. Vorba cuiva care zicea, de știam că să așa plăcuți nepoți, o începeam cu ei. E un alt statut pe care îl experimentăm și ne bucurăm de lucrul acesta. Păstoresc Biserica Emanuel, biserica pe care am început-o acum 21 de ani. Wow, nici nu pot să cred că au trecut atâția ani. O biserică care s-a născut din Biserica Mamă, Templu Pentecostal din Galați, biserica în care eu am crescut. Biserică pe care am păstorit-o 5 ani de zile, biserică unde tatăl meu a fost pastor și, mă rog, aș putea spune multe despre experiența aceasta, tată fiu fiind în slujire, pe alocuri plăcută, pe alocuri a fost tensionată, pentru că, de, facem parte din generații diferite, avem perspective diferite, mă rog, între timp tata a plecat la cele veșnice, dar ne-a lăsat o moștenire prin slujirea lui și a lor, că chiar dacă mama n-a predicat niciodată, dar predică în fiecare duminică la biserica noastră, prin copiii în care s-a investit. Suntem, eu sunt cel mai mare din 10 frați, suntem trei băieți, toți slujim cu predicarea Evangheliei, așa că dacă intrați pe site-ul Bisericii Emanuel și găsiți un Dumitrașcu, s-ar putea să constatați că doar Dumitrașcu și iar Dumitrașcu și iar Dumitrașcu. Nu, mai sunt și alții, dar Mulțumim Lui Dumnezeu pentru chemarea aceasta pe care El ne-a făcut-o. Dragii mei, vreau să împărtășesc ceva cu dumneavoastră din Evrei, capitolul 9. Și înainte de a citi din textul acesta, aș vrea să vă invit să vă gândiți împreună cu mine la cum este posibil pentru un muritor ca mine și ca dumneavoastră să poată avea acces în prezența Lui Dumnezeu. Oare este posibil pentru noi, oameni limitați aici, desfășurându-ne existența în timp și spațiu, să-L putem cunoaște pe Cel care este în afara timpului și spațiului? Oare e posibil pentru cineva care trăiește o vreme pe pământul acesta despre care se spune că este muritor să poată să-L cunoască pe Cel care este nemuritor? Și dacă totuși este posibil pentru cineva să-L cunoască pe Dumnezeu, oare ar putea păstra această comuniune cu El pe termen lung? Atunci când Dumnezeul nevăzut de noi a comunicat cu noi oamenii pentru a ne prezenta o lume abstractă la care noi nu avem acces, de cele mai multe ori ne-a lăsat elemente tangibile. Care nu sunt altceva decât un simbol a unei realități mai mari. Spre exemplu, și în bisericile noastre avem astfel de situații. Avem la cina Domnului o pâine și rodul viței, nimic neobișnuit, elemente destul de comune. Și totuși, în spatele acestei realități fizice este o realitate spirituală, profundă de altfel. Avem în bisericile noastre botezul în apă până la urmă cei necomun în faptul că cineva este scufundat în apă și scos din ea. Și totuși în spatele acestei scene simple este o realitate spirituală de o profunzime extraordinară. E modul în care cineva poate să exprime transformarea radicală de care a avut parte atunci când l-a întâlnit pe Domnul Isus Hristos. Dacă mergem în logica aceasta, am putea spune că lumea materială, pe care noi o cunoaștem, în parte, desigur, nu este altceva decât o exprimare a unei lumi mult mai complexe, mai mari, a unei lumi infinite, a unei lumi spirituale. Ei bine, în seara aceasta vreau să mă opresc împreună cu dumneavoastră la unul dintre simbolurile prin care Dumnezeu vorbește. Despre o realitate spirituală care nu este altceva decât un mijloc prin care noi, oamenii, putem să avem acces în prezența lui Dumnezeu. Sanctuarul pământesc, cortul întâlnirii, tabernacolul, care nu este altceva decât o exprimare a unei realități spirituale. Aș vrea să citesc pentru început primele cinci versete, dacă aveți Biblia cu dumneavoastră, din Evrei, capitolul 9, de fapt, da, primele șase versete, o să vreau să le citesc pentru început. Legământul din tâi. Avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. Într-adevăr s-a făcut un cort în partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se cheamă locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâiere și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur, Închivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau herovimii slavei care acopereau capacul spășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbă. Slujbele intră totdeauna în partea din tâi a cortului. Mă opresc deocamdată cu citirea aici, dar vom continua textul acesta. Dacă mă întorc la PowerPoint-ul pe care l am aici și mulțumesc pe calea aceasta ajutorului potrivit care îmi este acordat, mi-a fost asigurat lucrul ăsta și la timpul de echipare, Prima afirmație pe care vreau să o fac aici, cortul întâlnirii nu este altceva decât un simbol fizic al unei realități spirituale. Tocmai am citit despre acest cort. Moise este 40 de zile pe Muntele Sinai, acolo, vede, acolo unde vede un alt cort. Și Dumnezeu îi spune, coboară cum în vale și împreună cu poporul construiește ceva. Ceva unde eu, Dumnezeu, necuprins în timp și spațiul, intangibil și nevăzut de oameni, voi alege să locuiesc. Și acolo, în Sfânta Sfintelor, între aripile heruvimilor, acolo mă voi întâlni cu tine. Și haideți să facem cunoștință sau să ne amintim un pic despre cortul acesta. Odată ce au ieșit din Egipt și au început călătoria lor către țara promisă prin pustiu, pentru 40 de ani evreii experimentează ceva unic în istoria lor. După ce au ieșit ca o gloată, Dumnezeu care este Dumnezeul ordinei începe să-i așeze. Și așezarea începe din centru spre exterior. Și acolo în centru așează cortul întâlnirii unde prezența lui se manifestă în timpul zilei printr-un nor și în timpul nopții printr-un stâlp de foc. Și apoi în jurul cortului întâlnirii îi așează pe seminții și în cadrul semințiilor îi așează pe familii. Și apoi Dumnezeu vine și spune, închei un legământ cu voi. Și în baza acestui legământ, voi veți deveni un neam de preoți care trebuie să slujească în mijlocul tuturor națiunilor pământului ca preoți. Aici vine Dumnezeu și încheie un legământ cu ei și în baza acestui legământ Dumnezeu spune Eu sunt Dumnezeul vostru, iar voi sunteți poporul meu. Și se ridică aici o întrebare, cum era cineva mântuit în Vechiul Testament. Păi dacă ar fi să rămânem la imaginea din Exod, carte care, la care ne duce citirea din Evrei, capitolul 9, vom putea vedea că atunci după ce Dumnezeu le-a dat legea. Dumnezeu le-a spus, dacă se întâmplă ca să păcătuiți, singurul mod în care puteți reface relația cu mine este harul. Pentru că și în Vechiul Testament și în Noul Testament mântuirea se capătă în același mod, prin credință, prin har. Pare destul de absent harul în Vechiul Testament, greu de... Perceput. dar totuși dacă ar fi să ne gândim la faptul că atunci când ei păcătuiau, soluția era cortul întâlnirii, am putea spune că chiar acolo, în imaginea aceea vechi testament, testamentară, este soluția lui Dumnezeu. Imaginați-vă pentru o clipă că ați fi cu familia dumneavoastră într-unul din corturile pe care le vedeți aici. Ați păcătuit. Soluția Plata păcatului este moartea. Soluția este harul lui Dumnezeu. Cum îl dobândeai? Luai un animal în brațe, un miel, spre exemplu, și porneai de unde era cortul tău până în centru, unde era cortul întâlnirii. Bună dimineața! Îl salutai pe vecinul de cort. Dar ce ai pățit? Răspunsul nu putea fi. N-am pățit nimic, pentru că prezența animalului în brațe spunea, am o problemă foarte serioasă. Am păcătuit. Am nevoie de harul lui Dumnezeu. Mă duc la cortul întâlnirii să-mi refac relația cu Dumnezeu. A Dumnezeu în înțelepciunea sa ne-a așezat așa pe familii. Noi am descoperit aglomerările astea a orașelor mari, unde ne pierdem în umbra anonimatului ca să ne trăim viața cum vrem noi, dar în contextul de acolo nu prea puteam să o trăim cum vrem noi. Pentru că vrând, nevrând, expuneam, spuneam ceva despre noi, despre statutul nostru. Ei bine, trecând peste detaliul acesta de altfel destul de important, și anume că mântuirea și în Vechiul Testament ținea de harul lui Dumnezeu, văzut prin cort, Vreau să facem un pic cunoștință cu acest cort al întâlnirii. Avea o curte unde erau câteva elemente foarte importante și apoi două încăperi în cort. Aici, în curte, imediat ce intrai, găseai altarul de aramă. Aici era locul unde se aduceau jertfele. Era un fel de măcelărie, dacă pot să spun așa. Mult sânge. Preoții care cred că erau stropiți de sus până jos de sânge și în permanență trebuiau conform leviticului să aducă diverse tipuri de jertfe. Apoi, imediat ce treceai de altar, ajungeai la ligianul de aramă. Ligian care pentru prima dată a fost făcut din oglinzile cu care femeile au ieșit din țara Egiptului. Era locul unde preoții se curățau, se spălau pentru că se pregăteau pentru a intra în cortul întâlnirii, locul acela despre care se spune că era prezența lui Dumnezeu. Și iată cum arată imaginea de ansamblu, panoramică a acestui cort al întâlnirii. Preotul trebuia întâi să treacă pe la altar, ca apoi la Ligian să facă spălarea, și apoi cortul întâlnirii era format din două încăperi. Prima încăpere se numea locul sfânt, despărțit de cea de-a doua încăpere care era locul prea sfânt sau sfânta sfintelor. Și așa după cum vedeți aici în prima încăpere erau câteva elemente asupra cărora o să vreau să zăbovesc puțin și semnificația lor. Și preotul putea să ajungă doar până la prima încăpere. O singură dată pe an și nu oricine, ci doar marele preot, putea să treacă dincolo de cea de-a doua, per doua perdea și să ajungă în Sfânta Sfintelor, acolo unde Dumnezeul omniprezent se manifesta și își manifesta prezența Sa. Și o să mă întorc la momentul acesta altfel distribuite elementele, putem spune că odată ce intrai în cortul întâlnirii, primul lucru pe care îl observai în stânga era sfeșnicul. Sfeșnicul cu șapte brațe. Rețineți, vă rog, că în cortul acela nu era nicio sursă de lumină, nu era niciun geam, era întuneric. Singura sursă de lumină era chiar sfeșnicul acesta cu cele șapte brațe, reprezentând, dacă folosim terminologia ultimei cărți a Bibliei, Apocalipsa, cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, care de fapt reprezenta exact același duh sau pe același Dumnezeu, care în permanență privește către opusul sfeșnicului și dacă vă uitați acolo era masa pentru punerea pâinilor. Și aici pe această masă erau 12 pâini, 12 turte, reprezentând cele 12 seminții ale lui Israel, așezate în două coloane, a câte șase pâini, fiecare coloană. Imaginea superbă poporului Dumnezeu este în prezența lui Dumnezeu pentru că sfeșnicul aruncă în permanență lumina peste masa aceasta unde sunt cele 12 pâini. Și apoi este altarul de aur sau altarul pentru tămâiere, Probabil că dacă sunteți un cititor fidel și atent al Scripturii, veți constata că singurul text în care citim că altarul tămâierii era în locul prea sfânt și nu în locul sfânt, este cel din evrei, textul pe care l-am citit acum. Se pare că de-a lungul istoriei ceva s-a întâmplat, dar în mod normal, în stadiul inițial, atunci când Dumnezeu a vorbit lui Moise, altarul acesta de aur nu era în cea de-a doua încăpere, nu era în locul prea era în locul sfânt. Aici preoții aduceau tămâie, o ardeau înaintea lui Dumnezeu. Și apoi era celălalt loc, locul prea sfânt sau sfânta sfintelor, unde era chivotul legământului în care se păstra legea lui Dumnezeu, cele două table pe care a scris Dumnezeu legea, toiagul lui Aron care a înflorit, a înfrunzit și apoi vasul acela cu mană în amintirea celor 40 de ani de pustiu în care Dumnezeu le-a purtat de grijă evreilor. Acolo, între aripile herovimilor, Dumnezeu a spus, mă voi prezenta, mă voi manifesta. Nu poate intra oricine, nu poate intra oricând, nu poate intra oricum. Ci trebuia să intre doar Marele Preot și trebuia să o facă o singură dată pe an, într-o zi cu totul și cu totul specială. Dar, dragii mei, sanctuarul acesta e limitat. Și aș vrea să urmăriți împreună cu mine limitările lui. Recitesc versetul 6 și apoi citesc până la versetul 10. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră întotdeauna în partea din tâi a cortului. Dar în partea a doua, în Sfânta Sfintelor, intră numai Marele Preot, o dată pe an, și nu fără vărsare de sânge pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul spre locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Este limitat sanctuarul acesta, are câteva scăzăminte, Uitați-vă, vă rog, cum începe versetul 7 de aici. Dar. Este un dar acolo foarte important. Dar în partea a doua a cortului. Nu poate intra oricine. Și mai există o limitare. Versetul 8. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis. Adică, eu și dumneavoastră nu puteam avea acces în prezența lui Dumnezeu. Niciodată. Eram în afara prezenței lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea sunt doar o umbră a lucrurilor viitoare. Întreg Vechiul Testament nu, fac altceva, nu face altceva decât să vorbească despre ce urmează să se întâmple la cruce și după cruce. De aceea, păcatele oamenilor aici nu puteau fi rezolvate. Erau doar acoperite în așteptarea zilei în care Hristos, care devine miel de jertfă pentru păcatele lumii întregi, trebuia să rezolve nu doar păcatele generației din vremea lui și de după, ci și a celor care au fost înainte de el. Vreau să mă mut cu dumneavoastră la ziua aceea singură, din tot calendarul evreiesc când se putea intra în Sfânta Sfintelor. Este sărbătoarea Ion sau ziua ispășirii. O găsiți descrisă în Levitic, capitolul 16. Ce se întâmpla acolo? Era ziua pe care o aștepta întreg poporul, pentru că toate păcatele lor din neștiință trebuiau rezolvate în această zi. Un an întreg de așteptare ca Dumnezeu în îndurarea sa să le aducă binecuvântarea de a fi ispășiți de păcatele lor. Întreg poporul se adună dumneavoastră, știți că sunt șapte sărbători de-a lungul unui an <coughs> pentru evrei, grupate trei primăvara, una vara și alte trei toamna. Acesta face parte din cele trei din toamna. La trei dintre sărbători se cerea prezența tuturor bărbaților. Asta este una dintre ele, la care toți bărbații, necontând în ce condiții se găsește familia, țara, ei trebuiau să părăsească totul și să vină la cortul întâlnirii. și acum vă rog să vă imaginați împreună cu mine ce se întâmplă acolo. De jur împrejurul cortului întâlnirii, oamenii se adună așteptând ceremonia care urma să aibă loc. În fața Marelui Preot, spune Levitic, capitolul 16, erau aduși doi țapi. Unul trebuia să devină țapul pentru Domnul, și celălalt trebuia să devină țapul pentru Azazel. Și preotul, avându-i pe cei doi țapi în față, trăgea la sorți, și apoi țapul, asupra căruia căzuse sorțul că este țapul pentru Domnul, urma să fie junghiat. Și marele preot colecta sângele. Și apoi, cu sângele acela, începea să se apropie de cort. Stropea altarul, mergea mai departe și cu sângele țapului pentru Domnul stropea vasul pentru spălare. Și apoi trăgea prima perdea, intra în primul loc, în locul sfânt și lua din sângele țapului pentru Domnul și stropea sfeșnicul și apoi stropea masa pentru punerea pâinilor și apoi stropea altarul de aur sau cel pentru tămâiere. Și apoi trebuia să tragă aer adânc în piept și întreaga lui ființă se cutremura pentru că urma să intre în prezența lui Dumnezeu. Și dacă se întâmpla ca Dumnezeu să nu primească jertfa, jertfa de ispășire, el murea în prezența lui Dumnezeu. Cine putea să o scoată de acolo? Pentru că oricine ar fi intrat acolo ar fi pierit. Tradiția iudaică spune că marele preot avea legat de picior o frânghie a cărui capăt rămânea în exterior. Și dacă clopoței care erau la poalele hainelor lui nu mai anunțau că preotul este în viață, atunci poporul înfrigurat n-avea altceva de făcut decât să tragă marele preot mort afară. Și atunci ei știau, Dumnezeu n-a primit jertfa noastră. Suntem încă sub păcatele noastre. În marele preot dă perdeaua la o parte și intră în Sfânta Sfintelor și cu sângele țapului pentru Domnul stropește Chivotul și Herovimi. Iar afară. Afară este o stare de așteptare tensionată. Va izbăvi Dumnezeu, poporul său și anul acesta? Încercați, vă rog, să vă imaginați ce se întâmpla când marele preot ieșea din Sfânta Sfintelor și apoi trecea prin locul Sfânt, dădea, perdea la o parte, ieșea în curte. Și întreg poporul, parcă-mi imaginez, electrizat, exclama: slăvit să fie Domnul! Și de data aceasta Dumnezeu ne-a izbăvit, Marele Preot trăiește! Dar imediat ce Marele Preot și afară, spune Levitic, capitolul 16, că el se ducea și își punea mâinile peste celălalt sap, care a devenit sapul pentru Azazel sau sapul ispășirii. Și foarte interesant și mărturisea păcatele poporului. Care păcate? El tocmai a ieșit din prezența lui Dumnezeu viu, ca semn că a primit Dumnezeu jertfa. Ce păcate mai mărturisea? Și apoi ni se spune că după ce el făcea lucrul acesta, cineva special destinat, luat sapul pentru Domnul și îl ducea undeva în pustiu în așa numitul teritoriu al lui Azazel, unde țapul acesta trebuia să piară împreună cu păcatele. Înțelegeți de ce trebuie să fie un iad? Pentru că păcatul nu se dezintegrează niciodată. Păcatul nu dispare niciodată. Adică am spus o minciună, ea rămâne pentru eternitate. Am trăit în imoralitate, rămâne pentru eternitate. Și numiți dumneavoastră orice păcat. Trebuie să existe un loc unde aceste păcate să fie aruncate. Trebuie să existe o ghenă, un teritoriu al lui Azazel, un loc unde țapul pentru. țapul ispășirii să piară împreună cu păcatele. Asta se întâmpla înainte de Hristos. Dar, uitați-vă, versetul 8, asupra căruia deja am făcut referire. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul spre locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din întâi. Asta îmi spune mie încă o dată că eu sau dumneavoastră nu am fi avut acces niciodată în prezența lui Dumnezeu. Am fi rămas în afara ei. Și asta este limitarea, scăzământul vechiului legământ. Dar toate spălările, toate ritualurile, toate jertfele, ne spune versetul 9 și 10, nu au fost în stare să-l facă pe un om de săvârșit. N-au făcut decât să prevestească ce urma să se întâmple. Dar ele n-au putut rezolva problema fundamentală a omului, condiția lui păcătoasă, pierdută, despărțită de Dumnezeu. Întreg universul aștepta o altă zi ca acest cort să-și înceteze funcționalitatea. Și să vină ziua, să vină perioada în care omul într-adevăr să fie desăvârșit, într-adevăr să fie eliberat de trecutul nostru. Ne mutăm la un alt cort Și aș vrea să citim De la versetul 11 Până la versetul 14 Din același capitol Ascultați vă rog cuvântul Domnului Dar Hristos Și acum înțelegeți tot ce urmează Să citim prin prisma sărbătorii Ion Chipur Prin ceea ce spune Levitic Capitolul 16 Că va căpăta un alt sens Dar acum Hristos a venit ca mare preot Al bunurilor viitoare a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din ziderea aceasta, adică nu-i cortul lui Moise, adică nu-i tabernacolul acesta, nu-i nici măcar templul lui Solomon. Și uitați-vă ce spune mai departe. Și a intrat o dată pentru totdeauna în locul prea sfânt, nu cu sânge de țapi, țapi din ziua ispășirii, da? și de viței, că marele preot trebuia întâi să se curățe pe el prin jerfe cu viței, ci cu însuși sângele său. După ce a căpătat o răscumpărare veșnică, căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului cu cât mai mult, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Dragii mei, tabloul de aici, de fapt, autorul epistolei către evrei este foarte profund. Probabil că ați realizat că alături de Cartea Roman, Cartea Evrei, este una dintre cele mai complicate și profunde cărți din Noul Testament și autorul care este un cunoscător foarte atent al Vechiului Testament, dar care are o descoperire atât de frumoasă din partea Duhului Sfânt cu privire la jertfa lui Hristos, vine și ne anunță că noi astăzi nu mai avem nevoie de un mare preot care an de an să intre în locul preasfânt, să aducă jertfe întâi pentru sine, pentru păcatele lui și ale familiei lui și apoi pe ale întregului popor ci Hristos atunci când a murit la cruce n-a intrat într-un cort făcut de mână omenească, ci a intrat în cortul pe care l-a văzut Moise pe munte, după asemănarea căruia l-a făcut pe cel de pe pământ simbolul unei realități spirituale la care noi nu aveam acces. Și Hristos cu sângele lui a intrat în locul acela sfânt, desăvârșit, nefăcut de mână omenească, ca să devină răscumpărătorul nostru și să aducă rezolvarea problemelor după care omenirea întreagă aștepta, tângea. Și când ne uităm la sanctuarul acesta, putem declara că el are un preot de Aș vrea să vă amintesc ce se întâmplă în Vinerea Mare. Acolo pe cruce, Dumnezeul întrupat, devenit Marele Preot pentru noi se identifică cu noi și cu păcatele lumii întregi, așezat între cei doi tălhari care ne reprezintă pe noi, având același trecut, același prezent, dar care au viitor total diferit pentru că unul se pocăiește acolo pe cruce, reprezentându-i pe oamenii care văd în Hristos soluția lui Dumnezeu. Biblia ne spune că de la ora 12, cum numărăm noi timpul acum, până la ora 3 a fost un întuneric și în mijlocul acelui întuneric se întâmplă câteva lucruri. Nu -o, o să le trec în revistă pe toate, dar este un moment în care Hristos rostește pe cruce. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și apoi ultimul cuvânt, pe care ultima expresie pe care Mântuitorul o are pe cruce este aceea. Eli, sper să nu greșesc, Eli, Eli, lama sabactanii, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru cel mai părăsit. Și apoi și-a dat Duhul. Scuzați, ultimele cuvinte au fost, a fost, s-a isprăvit. s -a isprăvit, am încheiat lucrarea pe care mi-ai dat-o. Și apoi și-a dat Duhul. Știți ce spune Evanghelile că s-a întâmplat atunci? Câteva fenomene supranaturale au însoțit moartea sa fost un cutremur de pământ care a despicat stâncile, morminte de ale sfinților s-au deschis și unii dintre ei au înviat și au intrat în cetate. Dar este un element extrem de important pe care Evangheliile spun că s-a întâmplat atunci catapeteasma templului care despățea locul sfânt de locul prea sfânt și care spunea tu n-ai acces în prezența lui Dumnezeu. Tu niciodată nu o să poți intra în prezența lui Dumnezeu. În momentul în care Hristos a spus să a isprăvit, catapeteasma aceea s-a rupt de sus până jos. Pentru că era ceva fizic care spunea despre o realitate spirituală când Hristos cu sângele lui a intrat în Sfânta Sfintelor și din acel moment a croit o cale, o cale liberă pentru ca eu împreună cu tine să putem intra în prezența lui Dumnezeu. Și de atunci noi avem acest preot desăvârșit care este acolo, este acolo. El nu trebuie să aducă jertfe pentru noi, pardon, pentru El însuși și pentru popor, ci El ne spune, Evrei, capitolul 7 s-a adus pe Sine însuși, odată, o jertfă pentru totdeauna. Și El este acolo, la dreapta Lui Dumnezeu. Apoi, sanctuarul ceresc este spiritual, este desăvârșit. Vedeți, toate ritualurile vechi testamentare nu făceau decât să acopere păcatele noastre, dar noi nu putem fi desăvârșiți, așa ne spune textul din care am citit în seara aceasta. Dar sanctuarul acela ceresc este desăvârșit, este curat, este perfect. Acolo avem un mare preot, acolo avem jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, acolo avem răscumpărarea, am fost vânduți păcatului prin neascultarea adamică, dar de acolo, din moarte, Hristos ne-a răscumpărat prin jertfa Sa. Și prezența Lui, înaintea Tatălui, la dreapta Tatălui, în locul preasfânt, este o imagine extraordinară care ne vorbește de faptul că mântuirea noastră a fost rezolvată odată pentru totdeauna. El nu trebuie să mai fie jertfit a doua oară. Nu avem nevoie de un alt preot, nu mai avem nevoie de o altă jertfă, nici măcar de așa-numita consubstanțiere la cina Domnului să credem că trupul și sângele Domnului devin fizic în pâinea și rodul viței. Cu alte cuvinte, că Hristos se jertfește de fiecare dată când preotul sau pastorul sau cine ce slujitor este în biserica aceea se roagă pentru elementele cinei Domnului Cel ci s-a dus o jertfă, o dată, pentru totdeauna. Dragul meu, nu știu dacă realizezi în seara asta că tu poți intra în prezența lui Dumnezeu. Tu nu ai nevoie de un intermediar, Hristos este intermediarul tău. El a croit o cale prin sângele său și tu poți să intri în prezența sa. Iată ce ne amintește aici versetul 11 din textul citit. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâine, adică nu este din zidirea aceasta. Și versetul 24 din același text spune căci Hristos N-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ce a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Da, sanctuarul, așa cum am spus, are o jertfă de săvârșită. Uitați-vă din nou la versetul 12 și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Da, și răscumpărarea aceasta veșnică ne duce cu gândul la momentul în care noi ne împărtășim cu trupul și sângele său când ni se spune acesta, sângele meu, acesta, trupul meu, acest aceste realități materiale vorbesc de o realitate spirituală la care noi nu avem acces acum. Și apoi, amintiți-vă de faptul că în Faptele Apostolului, capitolul 20 cu 28, Pavel spune prezbiterilor bisericii din Efes, Vegheați asupra voastră și asupra bisericii peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să o păstoriți biserică care a fost răscumpărată cu însuși sângele lui Hristos. Despre noi este vorba. Da, aici ni se spune în versetul 14 din textul pe care l-am citit că cu atât mai mult sângele lui Hristos care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine în sujertfă, fără pată lui Dumnezeu vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Înțelegeți dumneavoastră că noi nu mai avem nevoie de acest ritual pe care să-l facem an de an. Pentru că jertfa lui Hristos desăvârșește. Îți vine să crezi că Dumnezeu te socotește neprihănit prin credință? Te socotește sfânt prin credință? Așa citim în Biblie, în epistele. Frați Sfinți. Și se adresează credincioșilor. Frați Sfinți care aveți parte de chemarea cerească, da? În 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 7, ni se spune că dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de câteva dintre păcatele pe care le facem, unele dintre ele. Nu, ne curățește de ori și ce păcat. Am citit, îmi amintesc că am citit povestea unui bătrân care a rugat-o pe nepoata lui să-i citească din Biblie și în timp ce îi citea a ajuns la versetul ăsta și el a zis nu, nu, stai, 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 nu cred că scrie așa, mai citește o dată. Și nepoata a mai citit și sângele lui Isus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Zice, nu citește-l rar. Zice, vreau să-l înțeleg, citește-l foarte rar și nepoata l-a citit foarte rar, zice, dar mai fă un lucru, ia-am degetul meu și pune-l sub cuvintele alea, el nu mai putea citi orbise, vreau să pui degetul meu sub cuvintele alea. Și nepoata cu degetul bunicului a citit și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Și bunicul s-a așezat așa, cu spatele pe canapeaua pe care stătea și a zis, dacă lucrul acesta este adevărat, eu sunt iertat. Eu sunt salvat. Eu am viață. Slăviți să fie Domnul nostru. Sanctuarul ceresc mântuiește în mod desăvârșit pentru că nu mai avem nevoie de a aduce acelea jertfe an de an. Am amintit deja lucrul acesta, ci sângele lui Hristos, ne spune Petru, este cel care produce curățirea noastră și odată ce am fost curățiți, Apostolul Pavel spune că nu mai putem trăi pentru noi, ci suntem chemați să ne aducem pe noi înșine ca o jertfă pe altarul lui Dumnezeu, da? O jertfă vie, sfântă, plăcută, de desăvârșită, pentru că asta e voia lui Dumnezeu. Și apoi continuă în versetul 2. Să nu vă mai potriviți tiparelor viacului acestea, chipului viacului acestei, e traducerea Cornilescu. Transformați-vă gândirea, aveți altfel de tipare care izvorăsc din cuvântul lui Dumnezeu, din această realitate a cuvântului lui Dumnezeu. Așa că în concluzie aș putea spune că sanctuarul acesta este pământesc, este temporar, are scăzăminte, a fost doar o umbră a lucrurilor viitoare. Dar sanctuarul celălalt în care a intrat Hristos, este desăvârșit, este în afara timpului, el este cel în care Hristos se găsește și aș vrea să închei cu citirea unui verset din Zaharia. Probabil că vă amintiți momentul acela în care acuzatorul, diavolul stă înaintea lui Dumnezeu și-l acuză pe marele preot Iosua. Și este un moment în care n-ai cum să nu vezi tensiune maximă. Și nu doar tensiune maximă, ci în versetele acestea ne putem regăsi pe fiecare dintre noi. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ați găsit cumva, ați deschis cumva la Zaharia, capitolul 3, el, îngerul mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare, înaintea îngerului Domnului și pe satana, stând la dreapta lui, ca să-l părască. Asta face diavolul întotdeauna, el este părăciosul, da? Este procurorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Versetul 2. Domnul a zis satanei, Domnul să te mustre satanul. Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare. Și vă rog să notați, și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul luând în cuvântul a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Poate ești în această seară aici și în timp ce te-ai rugat sau te-ai închinat prin cântare, diavolul ți-a spus, ești un păcătos cum tu vii în prezența lui Dumnezeu, nu știi ce ai făcut? Nu știi cât te condamnă conștiința? Și te-ai văzut murdar și încărcat de rușine și fără perspectivă. Și te întrebi, Doamne, cine poate avea comuniune cu tine? Doamne, e posibil pentru un om ca mine și ca tine să intre în prezența ta? reține acest mare adevăr. Hristos este la dreapta Tatălui. Și în timp ce acuzatorul, pe bună dreptate, îți face lista cu tot ceea ce ai făcut, Hristos și doar El te poate ierta de păcatele Lui. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, dacă ne mărturisim păcatele. Așa că vino cu conștiința ta încărcată sau cu orice altceva te acuză diavolul înaintea acestui mare preot. Iar pentru toți cei care ați fost iertați, nu vă mai lăsați acuzați de diavol pentru că ați intrat pe calea aceasta a sângelui pe care Hristos a croit-o până în Sfânta Sfintelor. Amen. Trăiți în această poziție trăiți în această nouă realitate, umblați în această nouă realitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu harul de a nu pierde niciodată din vedere lucrarea extraordinară pe care Hristos a făcut-o la cruce. Și ori de câte ori ne vom împărtăși cu trupul și sângele Lui, ne vom aminti că aceasta este ceva, o fărâmă dintr-o realitate spirituală uriașă. Și noi suntem parte... A acestei realități slăviți să fie Domnul nostru